Bun găsit! Spor, sub toate formele astăzi, de la sănătate până la bani, dar și relații și iubire. Berbecii, bani astăzi pe harta lor sau cumva sunt scutiți de o cheltuială măcar? În tot caz, un joc al evenimentelor îi face să aibă un mic spor, un câștig. Taurii își schimbă dispoziția spre mai bine și asta cumva le deschide și poarta unor dialoguri mai sincere și frumoase cu persoanele de lângă ei, dar au și idei foarte bune, proiecte foarte bune. Pentru gemeni, o surpriză, o schimbare pe care apare la cei din jurul lor. Cineva face un gest neașteptat sau renunță la ceva și asta cumva le dă lor posibilitatea să evolueze. Racii pot primi niște vești surprinzătoare despre niște cunoștințe pe care nu le-au mai văzut de mult și își confirmă că au avut fler pentru că atunci, în trecut, n-au făcut ceva. Pentru lei este o zi de putere, îi surprind pe cei din jur cu dispoziții un pic capricioase. Pe de altă parte, propun șefilor niște idei originale și s-ar putea să aibă succes cu ele și astfel să se ocupe ei de un proiect. Fecioarele stau și în această zi sub semnul unor vești de departe sau de la persoane suspuse. Veștile acestea deschid un culoar de viitor și le schimbă viața sau le poate schimba viața. Se anunță și un contract foarte bun. Balanțele au parte de surprize din partea celorlalți sau se bucură pentru succesul cuiva. Trebuie să știe să aprecieze și să laude mai mult pentru că cineva așteaptă o vorbă bună de la ele. Scorpionii îi surprind pe cei din jur printr-o schimbare de atitudine sau chiar de look unii dintre ei. Își schimbă înfățișarea sau ceva la înfățișarea lor. În tot cazul au foarte mult succes și se bucură de faptul că fac surprize. Săgetătorii muncesc fără să fie neapărat ceva ce s-au angajat să facă. Deci își depășesc puțin atribuțiile pentru că așa au chef, dar e o surpriză frumoasă pentru cei din jur. Capricornii au o dispoziție de distracție și erotico-sentimentală astăzi. Bine ar fi să-și exprime iubirea, iar cei singuri să descopere cauzele iubirii și să-și ia angajamentul că își deschid mai mult inima. Pentru vărsători, surprize în casă pot fi schimbări de spațiu, mai mult confort și poate că partenerul de viață face aceste surprize, ei se bucură nespus de mult. Pentru pești, vorbim de niște întâlniri care pot fi marcante pentru ei, le schimbă gândurile. Cineva le dă un sfat sau le face o sugestie, le face o observație foarte pertinentă și foarte constructivă și de aici cumva începe o schimbare. O zi foarte frumoasă sub semnul surprizei și astăzi, așa că e bine să fim atenți la semnalele vieții. Numai bine, ne vedem și mâine!